la Matei, capitolul 18, în această dimineață. Voi da citire Cuvântului Sfânt de la versetul 23. Matei, capitolul 18. Toți cei care aveți Scriptura la îndemână, vă rog să o deschideți. Toți cei care aveți sabia Duhului, să fiți înarmați și să o folosiți. Amin. Și cuvântul în acest loc spune asta. De aceea părăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să-i socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copilul lui și tot ce avea. Și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, le-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovară și lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și strângea din gând zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut. S-a dus și a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui ce le-a întâmplat, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se vedea să ai și tu milă de tovarășii tăi? M-am avut și eu milă de tine. Și stăpânul s-a mâniat și-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Să vă rog. Domnul să binecuvânteze această biserică. Amin. Vă transmit multe salutări din partea fraților din vest, fraților din Bihor, din Oradea, slujesc prin harul Domnului două biserici, una în județul Bihor, una în județul Arad, vin din județul Arad, am crescut în județul Arad și mă bucur că pot să vin pe meleagurile Maramure și de aceea Domnul să vă binecuvânteze. Este o oportunitate de a vă sluji și simt această oportunitate, o bucurie. Pentru că vă pot sluji pe dumneavoastră și pot sluji pe cei care sunteți astăzi, dar mai mult decât atât, pot sluji pe Dumnezeu. Atunci când nu ne-am întrebat pe fratele Veleș cât ține programul, dar știm că fratele meu, Marius, va avea și dumnealui un cuvânt, rog Domnului ca să ne dea putere fiecăruia să predicăm și să folosim cuvântul cu înțelepciune. Amin, Doamne! În aceste zile, în acest timp în care am venit la dumneavoastră aici, la Maramureș, am văzut o mare bogăție. Și Maramureșul este cunoscut ca una dintre zonele în care este foarte bogat. De exemplu, știți că în Bihor, sau cel puțin în toată țara, dar în Bihor, numărul de mașini matriculate după Bihor, ca număr, mult cele mai multe în Bihor. Cu numărul următor, e Maramureș. Și sunt multe, multe mașini din Maramureș care ajung și în Oradea. Și Domnul să vă binecuvânteze. Există case și m-am venit pe aici, am trecut prin Moisei, prin Borșa, și am văzut atât de frumoase case. Și se vede bogăția din punct de vedere material. Însă m-am dus mai departe și dacă v-ați uitat puțin, probabil, când am urcat la von, urc puțin mai teledidat, așa, faptul că deja am făcut febră musculară, ajungând și la cascada Cairo și am auzit despre bogăția naturală pe care Dumnezeu v-a dat-o, așa frumos aici între munți, Domnul să fie lăudat că v-a pus aici. Amin. Însă m-am uitat și la bogăția pe care Dumnezeu v-a dat-o din punct de vedere cultural. O bogăție care se vede prin tradiții, prin obiceiuri, prin cultura care caracterizează această parte a țării. Însă, privind la toate aceste lucruri, privind la acele porți frumoase, la bisericile frumos împodobite,
La toate bogățiile care vă înconjoară, mi-am pus întrebarea, cum ar putea să devină un om cel mai bogat om? Pentru că, sincer vă spun, și cred că și mie mi-a venit ispita aceasta, și dumneavoastră, să vă gândiți cum să ai cât de multe, nu? Cum să fii cel mai bogat om din Boșa, din Moise? V-ați spus întrebarea aceasta, cum să fii cel mai bogat om din Marunde? Și cum să fii cel mai bogat om din România și din întreaga lume? Mi-am pus întrebarea aceasta și am găsit-o în Sfânta Scriptură. Am găsit răspunsul în Sfânta Scriptură. În Matei, capitolul 13, Scriptura ne vorbește despre un om, un om care a găsit o mare comoară, ca un mărgăritar. Și imaginați-vă, vă rog, într-un oraș ca dumneavoastră, să vină un om la o vitrină, la un magazin cu bijuterii, să intre și să vadă un diamant extraordinar. Să vadă acel diamant care strălucește cel mai tare din acel magazin de bijuterii. Și uitându-se la el să-și pună întrebare, cum aș putea, cât costă acest diamant, acest juvaier? Și îl întreabă pe domnul care este la tarabă și îi spune, cât costă acest juvaier? Însă, acel om îi spune, probabil nu vei putea plăti. Nu vei putea plăti. Că costă foarte mult. Pe bun, dar cât costă acest diamant? Și răspunsul este, costă tot ceea ce ai tu. A, păi simplu, nu? Am aici, scoate portofelul, pune banii, deci asta e tot. A, păi am ceva bani și în bancă. A, păi pune și cardul de la bancă. Asta e tot. A, păi cred că mai am și ceva acasă, ceva bani. A, păi ai casă? Foarte bine, a adus și casa și pune toate actele de la casa aici. Bun, și copii, și familie, pune totul. Și imaginați-vă dumneavoastră derularea acestei întâmplări și la final omul acesta spune, ok, v-am dat totul, nu mai am nimic. Ok? Dacă ai dat totul, poți să ai acest mai. Pentru că doar atunci când ești gata să dai totul pentru câștigarea acestui diamant, pentru câștigarea acestei comori, vei putea să o prețuiești nespus de mare și vei fi cel mai bogat om. Dar această bogăție este împărăția lui Dumnezeu. Oricât am avea pe acest pământ, oricât am deține noi, să ai și un munte de acesta, să ai toate bogățiile, nu se poate compara cu împărăția lui Dumnezeu. Și această împărăția lui Dumnezeu, ca să o ai, ca să fii cel mai bogat om de pe acest pământ, trebuie să accepti iertarea lui Dumnezeu. Trebuie să accepti iertarea lui Dumnezeu. Și în imaginea care a fost citită despre acest împărat, deci împărăția celor de aseamnă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Atunci când am citit, nu știu cum este cu citirea Scripturii, însă atunci când am citit cuvântul în acest loc, mi-a fost întrebarea, ce-i împăratul ăsta? Și m-am gândit, ce caută el să se suportească cu robii săi? Să părucă parcă ar fi un fel de anaf. Adică vrea să vadă, să caute bețe roase, să vadă ce-a făcut robii cu averea. Însă el era un împărat generos. Un împărat care a oferit unui rob niște bani foarte mulți. Și Scriptura ne spune că a început să facă socotarea și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Acum, pentru noi, sau nu știu când ați citit dumneavoastră ultima oară textul acesta, dar când citești 10.000 de galbeni, s-ar putea să îi spun ce înseamnă asta. O datorie probabil mare. Însă, aș dori să veniți împreună cu mine în contextul întâmplării acesteia, în contextul vieții Domnului Iisus, în care a relatat această întâmplare și putem să înțelegem că 10.000 de galbe scrie mai jos, dacă vedeți în Scriptură, sau 10.000 de talanți. Mă, nu știu, cât e un gram de aur pe aici al nostru? De 100, cel puțin 150 de lei pe acolo, pe la urare. Un gram de aur. Un talant cântărea 36 de kilograme.
36.000 roabe. Ca coadă voastră că s-a dat datoria 10.000 de talanți. Sau, ca să vă pun într-un context și mai apropiat, cât se câștigă pe zi la dumneavoastră aici? Dacă un om merge cu ziua și lucrează la cineva, cam cât se câștigă la zi? Cât? Aproximativ. 100 de lei? Cam 100 de lei. Să spunem 100 de lei. În vremea Domnului Iisus, în fiecare zi, dacă un zilier lucra, câștiga pe zi un dinar. Un dinar. Un dinar, adică o zi de lucru, era egal cu 6.000 de zile de muncă. Un talent era egal cu 6.000 de zile de muncă. Adică un talent egal 6.000 de dinari. Dacă veți ce care sunteți buni la matematică, dacă veți calcula acasă, asta vine aproximativ cam 20 de ani de lucru. 20 de ani dacă erai dator un talent. Un talent. Scriptura vine și ne spune că acesta era dator 10.000 de talanți. 10.000 de talanți, cei care ați calculat, am căutat cu calculatorul, că n-am putut să calculez mental, a peste 200.000 de ani de muncă. Care să muncești zi de zi, 200.000 de ani, ca să poată plăti omul ăsta datoria. Enormă era datoria. Mai mult decât atât, zice Scriptura că, fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul i-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevastă lui, pe copiii lui și tot ce avea să plătească datoria. Dacă s-ar fi fost vândut, ei ar fi fost vânduți ca niște sclavi, s-ar fi plătit doar 1% din datorie și totuși era prea puțin din datoria pe care avea. Mai mult decât atât, robul ce s-a aruncat la pământ, aici îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Și această paradigmă, sigur, oricât s-ar fi străduit el, mai mult de 120 de ani, nu prea putea trăi, 100 de ani. Și se termina și datoria încă era neplătită. Atunci când ne uităm la acest om, când mă uit la acest om, mă uit la mine și la fiecare om de pe pământ, care caută prin strădanile lui să-și câștige iertarea. Doamne, voi plăti tot! Chiar dacă eu sunt dator, chiar dacă am o enormă datorie, eu vreau să o plătesc, eu vreau să o fac, eu vreau ca să plătesc datoria. Însă, Scriptura spune, stăpânul robului acestuia, făcându-i să mire de el, i-a dat drumul și a iertat toată datoria. Și dumneavoastră și cu mine, în această zi, vă invit să acceptăm iertarea Dumnezeu și să venim cu mulțumire pentru iertarea datoriei pe care El ne-a făcut-o. Am fost datori vânduți. Și astăzi încă suntem datori, dar îi mulțumim că iertarea prin sângele lui Iisus Hristos ne-a oferit grație. Un profesor de-al meu de la facultate, încă sunt student la master la Universitatea Emanuel din Oradea, și în acel loc, unul dintre profesori a dat o temă studenților și a zis, vă duceți? Căutați cât costă un litru de oxigen și calculați cât oxigen fiecare dintre noi folosim în fiecare zi. Și dacă ar trebui să plătim oxigenul care îl avem, datoria care ar trebui să o avem, să o plătim, ar fi mult prea mare. Dumnezeu v-a pus în acest loc să ascultați cuvântul, să aveți iertate păcatele. Și de aceea, în această zi, vrem să-i mulțumim frumos pentru iertarea Lui. Atunci când vorbim despre iertarea Lui Dumnezeu, putem să ne aducem aminte de versetul care spune, și știți Scriptura care zice, că plata păcatului este? Moartea. Stați puțin. Ce zice Scriptura? Plata păcatului sau păcatelor? Singular sau plural? Plata păcatului este moartea. Acum, un om normal, cel puțin cam câte păcate face voi, să zicem dumneavoastră, 10 păcate. Să zicem, un om bun face 10 păcate. Nu știu de care face mult. Să zicem, 10 păcate. Plata unui singur păcat e moarte. Plata 10 păcate, 10 ori moarte pe zi. Calculați dumneavoastră într-un an 365 de zile.
ar fi 36.500. Uitați-vă să vedeți dacă am în 10 ani 36.500. Uitați-vă să vedeți că dacă dumneavoastră ați calculat în tot timpul acesta o viață de 80 de ani, cât ar trebui să plătim? Ar fi peste 300.000 de păcate am avea dacă doar 10 păcate ai într-o zi. Peste 300.000 de păcate într-o viață de 80 de ani. Și totuși Dumnezeu a iertat datoria. Dar ca să fii cel mai bogat om de pământ, nu doar că trebuie să accepți iertarea lui Hristos, ci trebuie să arăți iertarea ta. Trebuie să arăți și arăți iertare celor din jur. Pentru că Scriptura ne zice că după ce a iertat datoria, s-a dus și a întâlnit pe unul care îi datora cât? 100 dinari. Adică calculați nevastă 100 de zile de muncă, în 8-10 luni era plătită toată datoria. Însă El nu a putut să ierte. El nu a putut să ierte. De aceea suntem chemați să iertăm pe cei din jur. Pentru că zice Scriptura, Iisus i-a zis, după ce Petru l-a apropiat de El și i-a zis, Doamne, de câte ori să ierte pe fratele meu când m-a păcătuit împotriva mea? Până la 7 ori? Zice Iisus, nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori pe 7. Cei care se întâmplă matematică, cât face? 70 ori 7. 490 de ori. 490 de ori, dacă îți greșește fratele tău și te supără și te nerviază într-o zi, tu trebuie să vii și să-l ierți. Dar ce zice Domnul asta? Pentru că 7 era numărul de săvârșire. Dar mai încă lucru. Dacă ați calculat dumneavoastră să zic că vine fratele Marius și mă supără astăzi, mănâncă mai multe samale decât mine și așa, mie nu mai rămâne, asta e, îl ier. Ne supărăm după aia deodată de două, de trei, de și calculezi acum, calculezi 10, 11, 20, 30 de ori. Ma, nu știu, după ce am gerat 100 de ori, parcă de 9 ori n-am greșit. Hai să începem la cap. Și te încurci până ajungi la 490 de ori, garantat, te încurci în câte greșeli ți-a făcut fratele tău. De ce? Ca să nu ajungi niciodată la să numere de 490 de ori că ți-a greșit fratele. De aceea, Scriptura ne cheamă nu doar să acceptăm iertarea lui Hristos, dar ca să fii cel mai bogat om, pentru cei care au acceptat iertarea lui Hristos, să arate iertare celor din jur. Un tată, nu știu, cred și sunt sigur că părinții se roagă cu copiii acasă, cel puțin seara, așa am fost crescut și eu și la fel, un tată a început să se roage cu copilul său. Seara înainte de culcare și când a început să se roage, s-a rugat Tatăl nostru. Și copilul zice, las că mă rog eu primul tău și apoi te rog. Bine, copilul s-a rugat, a început să se roage și a început să se roage și să spună, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră de toate zilele, și s-a rugat, nu mai știu cum să zic, pâinea noastră de toate zilele, dă noi astăzi, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și începe tata și îl oprește, să nu te rogi așa ceva. Cum să te rogi? Să vezi că pâinea noastră e toate zilele, dă noi astăzi, cum iertăm greșiților noștri. El s-a încurcat copilașul. Dar mare adevărul zis. Ce-ar fi dacă Domnul i-ar da pâinea, cum iertăm noi poșcat? Domnul să ne învețe această teologie a iertării. Și privind la exemplul suprem, la Domnul nostru, care a iertat toată datoria noastră, iertându-ne unii pe alții, să putem să trăim într-o viață de dragoste, de iubirea care vine de sus, de iertare. Și atunci, cei din Moisei, cei din Borșa, cei din jur, vor veni aici și îl vor căuta pe Hristos, pentru că vor dori să fie cei mai fericiți oameni, cei mai bogați oameni, să aibă împărăția cerului. Dar știți de ce? Oare nu mai vin oamenii la biserică? Nu se mai pochesc oamenii? Pentru că de multe ori se întâmplă contrariu. De exemplu, cei care v-ați dus la magazin, sau mai simplu, cei care vă duceți cu mașina la benzinărie, când ajungeți la benzinărie, ce doriți să găsiți acolo? Combustibil, nu?
Dacă mergi la benzinărie, vrei să ai, să găsești combustibil pentru mașină. La fel oamenii caut să, atunci când vin la biserică, doresc să-L găsească pe Hristos aici. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră. Amin. Să fie peste cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Amin. În această dimineață. Să fie o zi în care spun, da, vreau să accept iertarea lui Hristos. Dar după ce a acceptat iertarea lui Hristos, suntem chemați ca fiecare dintre noi să arătăm celor din jurul nostru iertarea aceasta. Și orice a fi, să putem să zicem, să arde sete, tu n-aș bea din apele stricate, cele gânesc în care am iat inima de păcate, să umplu gol, tu n-am să îmbrac ce diavolul întinde, să mor flămând, să fiu în stare să dau totul. Totuși, să zac în șanță, zice poezia la final, tu n-am să îmbrac, să zac în șanță, tu n-am să slujesc pe cel care nu vrea rău, ci chiar dacă ar fi să stau în șanță, chiar dacă ar fi să n-am nimic, chiar dacă ar fi să pierd totul, eu vreau să trăiesc pentru Hristos. Eu vreau să trăiesc pentru Hristos. Și fie ca această dorință noastră să crească tot mai mult și să se vadă în noi iertarea lui Hristos, accentând dragostea Lui și iertarea Lui. Amin. Și arătând iertare celor din jurul nostru. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și să dea Domnul să ne vedem, să ne mai vedem. Amin. Amin. Amin.